În primul rând, mă interesează cum vă numiți și... Blum Zoltan. Mă numesc Blum Zoltan. Ați fost deportat la Auschwitz. La Auschwitz, da. M-am născut în 1927, 10-a, 10-a. Acum am 90 de ani. Ce s-a întâmplat în acele vremuri? Am fost deportat, scot din casă cu toată familia. Mi-a rămas acolo părinții, tata, mama, doi frați și o soră. Și eu, cel mai mic, am rămas în viață. Dar e greu de explicat că foarte, am trecut prin foarte multe. Câți ani ai avut atunci când 16 ani am avut. Au fost momente grele. Da. Sunt tatuat, am numărul 10, Auschwitz, 10.919. Asta a fost numărul de lagăr. De aici încolo a fost un număr, n-ai mai avut nici nume, nici țară, nici nimica, decât un singur număr. Pe bază numărul ăsta, te-a dus la lucru, ți-a dat de mâncare și așa a fost. Dar e foarte greu de explicat. Văd că numărul mai aveți încă pe mâna stângă. Da, Auschwitz, 10.919. Ce a însemnat pentru dumneavoastră aceste crime? Ce au însemnat? Asta a fost o traumă foarte mare, care nu se pot explica, care nu-i voi să se mai întâmple altul. Mesajul nostru este că aceste crime să nu se mai repete. Nu se mai întâmple altul, dar indiferent ce nație, ce religie a fost, dar să nu se mai întâmple. Câte zile ați fost la Auschwitz? Eu am fost lângă Auschwitz, am lucrat la o fabrică, îi spune Buna, de aceea n-am uitat că a fost numele românesc Buna, lângă Auschwitz, cam vreo 6 km, până în ianuarie, cam prin 15-20, nu știu precis data, și atunci am început să golească Auschwitz-ul și am ajuns în Austria, pe jos și cu trenul, de-o dus cu tren de marfă, am ajuns la Mauthausen și eu am fost eliberat de armata americană la Mauthausen. Deja am aproape mort și apoi la ei am stat în spital 3 luni de zile și ei mi-au pus în picioare și apoi după 3 luni am întors în România. Poftim? Câți au supraviețuit din familia dumneavoastră? Din familia cam 80% au murit. Dacă luăm din partea părinților, din tata, din partea lui mama, cam 80% de familie, de persoane au rămas acolo. Părinții dumneavoastră acolo, părinții dumneavoastră. Domnule, asta nu se pot, pentru că când ne-au dat jos din tren, ne-au despărțit. Stânga la dreapta, încoace încolo și, pe urmă, după aceea ne-au întrebat de unul de altul, după război, că lagărul ăsta erau înconjurate de fel de sârmă. Ce s-a întâmplat aici, n-ai știut ce se întâmplă dincolo, știi? Și că după război am știut că ce s-a întâmplat cu părinții, nu imediat după război, după ce am fost eliberați. Și ne-au întrebat și apoi atunci ne-am dat seama că ce s-a întâmplat, care a fost la crematorii, care a fost în experiență, dar noi nu putem vorbi că am văzut, înțelegeți? Decât atâta putem vorbi că ce am spus unul de la altul, pentru că în lagăr, unde ai fost, unde ai lucrat, acolo, n-ai mai așa ce se întâmplă dincolo de sârmă ghimpată. Mai ăsta, pentru că era înconjurat cu 3 sârmă ghimpată și electrificată. Și n-ai știut ce se întâmplă dincolo. Numai după război ne-am povestit un la altul, tu ce ai văzut, tu ce ai făcut, tu ce ai lucrat, tu cum ai rămas mai departe. Ați zis că ați noi am fost la o construcție de fabrică, fabrică de... Așa îi spunea, vrut să facă ceva, cauciuc, nu știm. Atâta știm, numai că s-a construit. Am construit. Câte ore ați muncit pe zi? Apoi, cam de dimineață până seara, din noapte până în noapte. Mâncare, îi spunea Steckrib în zupă în germană, sfeclă furajeră, tăiată numai în apă caldă. Asta primea la miază, dar fără farfurie, fără într-un fel de castron, nu mă știu. Luai castronul și îl băiei. De asta repede, pentru că trebuie să dai castronul la altul care vine la rândul tău. Și dimineața primeai un fel de pâine făcut din ceva pâine neagră. La 4:15 primeam o pâine, așa tăietă, cam jur de 200 grame și ceva marmeladă pe el sau ceva. Îi spune limba germană, burș, ceva
fel de salam. Dar asta imediat îl băga în gură pentru că erai mor de foame. Cei care se îmbolnăveau erau tratați? Nu prea. Aici nu mai conta, odată să lucrezi și care nu putea să lucrea, îi ducea, îi spune, limba germană, îi duce șovnul. Șovnul înseamnă ca să, la o dignă, dar între timp e greu de explicat, îi ducea la crematoriu. Dumneavoastră v-ați căsătorit, aveți copii? Da. După ce am venit din război, am făcut și armata, în 49-50, și până m-am căsătorit, am o fică și cam așa. Unde v-ați născut? În comuna Fideșul Gherle, este Gherla, dacă de el, într-o comună, și de acolo am fost deportat și a dus la fabrica de cărămidă în Gherla. Și din fabrica de cărămidă din Gherla ne-a dus la cărămidă la Cluj. Și apoi la Cluj ne-a îmbarcat pentru Auschwitz. Ce mesaj aveți pentru tinerii din ziua de astăzi? Tinerii pentru că să nu se mai întâmple, indiferent, nu condamn nicio religie, niciun om, omul, să nu se mai întâmple, pentru că asta a fost un fel pentru că s-au mort un om, copii nevinovați, bătrâni nevinovați, care nu a făcut în viața lui nimica decât o cerut o bucată de pâine și să mergi să-l omori.